După 6 etape de foc, iată ne ajungi în prima semifinală. Calificați fără probleme, Dan și Izabela vor trebui să se lupte cu Roxana și Vasile, care și ei s-au descurcat perfect în grupe. Văru Săndel și Cristian s-au calificat mai cu emoții, dar au promis că își vor lua revanșa acum. Să-i vedem! Dragii mei, astăzi vom pregăti preliminar un pui. Adică îl voi tranșa și apoi veți face și voi același lucru. Nu este mare lucru, dar trebuie făcut corect. Pot să încep cu pulpa sau cu aripa? Am să încep cu aripa pentru că mă ajută pulpele că se sprijină, da? Și atunci trag de ea așa. Se vede aici cam pe unde se mișcă, da? Vedeți? Partea asta nu-mi place, da? Dau pe lângă încheietură aici. Jap. Da? Dau pe lângă încheietură pe aici. Jap. Și le pun una lângă alta. Acum continuăm pe cealaltă parte. Începe să se desfacă, da? Vezi? Astea sunt aripile. Foarte simplu. Pe mine mă las somnul când explica domnul Vârlan. Nu că mă dau mare. Sunt câteva chichițe acolo, dar e o chestie care cred că toată lumea o face acasă. Apoi luăm așa, de aici, da? Și tăiem. Veți vedea cum începe. Să se ducă singur. Să se ducă singur. S-a rupt. Ați văzut? Facem același lucru cu pulpele. Și ele au aici încheietura, să simte, da? Venim pe aici și dintr-o singură tăietură am mers pe lângă încheietură. Ideea de a vedea pe cameră așa în detaliu cum se dezosează un pui mi se pare excepțională, pentru că sunt unele din, e unul dintre primii pași pe care îi facem în bucătărie. Bun. E, acum, cei mai mulți sunt tentați să taie pieptul de pui în două. Nu, nu e bine. În mod normal, în bucătărie se folosește o foarfecă cu care se taie puiul pe spate. Acum, nu voi face treaba asta. Voi pregăti puiul cum se pregătește cel mai bine acasă. Și îl voi lua de aici. Merg pe mijloc, pe acolo pe unde se termină coastele, da? El are la un moment dat un os, iadeș, pe fiecare parte. Iadeșul este osul în formă de Y. Mie îmi place noua dată de mor și o e pun o separat și... îmi place rău. Ca și ghearele, mai țin minte? Când eram mic și pe vremea aia nu se găseau, se găseau tacâmurile alea, știi? Da. Cu gheare, cu tot. Doamne, ce bune sunt! Da. Nu se mai folosește, se aruncă, nu știu ce fac cu ele acum. Pe acesta îl tai în două. Și am două bucăți. Pieptul este bucată întreagă. E, acesta se poate folosi ca atare după ce elimin. Tracul. Da, elimin o parte din pielea asta de aici. Pielea e bună, pielea păstrează suculența cărnii. Pielea nu trebuie aruncată. Dacă nu vrei să o mănânci, o arunci după ce l-ai gătit. Acum, dacă vrei să tai fileul de pui, te duci frumos, simți cu mâna pe aici, pe mijloc, pe unde este șirea spinării, și te duci în jos, da? Și acum o să le pun frumos în farfurie. Am aici o jumătate, încă o jumătate. Le aranjăm toate frumușel, da? Aici două aripioare, aici două aripioare. Și acum am întreg puiul pregătit. E, cu astea lățesc frumos spatele. Dacă vreau și pe acestea să îl pun pe grătar. Am curățat tocătorul și am terminat demonstrația. Am mai tăiat pui la până acum acasă. Normal că fiecare gătim câte un pui acasă. E imposibil să nu tăiem. Presupun că și la tine... Eu doar sunt responsabil cu ruperea gâtului. Da. E o muncă și asta destul de dificilă. Trebuie să faceți același lucru că l-am făcut și eu, doar că timpul la dispoziție este de 4 minute. În 4 minute trebuie o să terminați de tranșat. Da, sunt chiar darnic. Aș fi bucuros dacă la fiecare echipă ambii concurenți ar face câte ceva. Puteți să vă împărțiți treaba, pentru că vreau pe ambii concurenți lucrând. Deci, 4 minute, 20 de puncte la dispoziție, ca de obicei, știți regulile. Start! Ia să vedem noi. Cum pot eu să te încurc acum? Am văzut că este farfecă pe fiecare banc de lucru, să spun așa, dar
dacă el n-a folosit-o, nu știu de ce ne-a mai lăsat-o pe masă. Doar că am vrut să-l tund și mi-am dat seama că e foarte bine tunziat. Da, s-a luat bine. N-am mai avut ce să fac. E scurt. M-am gândit că o să spună, n-ați folosit toate instrumentele și atunci trebuia să fac ceva. Mi-am tăiat un pic din perciuni. Din perciuni. Bun, n-ai problem. Simt dacă ești mulțumită. Da, foarte bine, n-am ce să. Amândoi faceți. Da, da. Am prins un pic, da. Un minut deja s-a scurs. Ia să încerc să-mi văd. Nu pot mai mult de atât cu foarte bine. Nu, să poți cu foarte bine. Încerc și eu să fac caz, altfel. Da. Și cu foarte bine. Vasile, te descurci? Da. Spuneai că tu ești priceput la carne. Puiul e carne sau nu e carne? Numai porcul e carne. A fost puțin mai greu, că aveam un singur cuțit. Noi speram să avem două cuțite și în timp ce unul scoate pieptul, celălalt taie pulpele și așa mai departe, dar având un singur cuțit, singura sculă, în plus era o foarfecă. Și m-am chinuit să tai... Bine, nu... Roxana a făcut puțină croitorie. Vârfurile de la aripi era firesc, mă așteptam să poți să le tai cu foarfecă. După aia am încercat chiar mai mult, am încercat și cu mâna să-i conving. Hai mă, că e mare lucru să te desfaci și tu de unul singur. N-a prea reușit, dar oricum. Ce ar merge acum? Muzica. Sigur că da. Un pahar de muzică. Un pahar de muzică. Știi? Hai cu noi. Hai, vezi? Vedeți, a trebuit să cântăm, oricum îl încurc pe băiatul ăsta. Se potrivește o singură melodie. Da. Hai, iu, 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 că de sară frigem puiu. Da. La echipa albastră, Sandel nu prea a pus mâna pe cuțit. I-a fost frică că își taie degețelele și nu poate să mai țină microfonul atunci când ne cântă pe aia cu frigem puiu. Poate că un par de pălincă îmi dădea mai mare avânt și puteam să-l ajut în vreun fel. Proba nu a fost grea. A fost ușoară. Sunt lucruri care le faci în viață. Numai că se fac mici greșeli și aici totul trebuie să fie perfect și se vede și la punctaj treaba asta. Izabel, tu te pricepi la chestiile astea? Eu zic că da. Pregătești acasă ceva? Pui, da. Pui de țară sau de pui de oraș? Și de țară. De oraș. Când... Orășeni, nu? Așa, ăla să-l scoți. Așa, gata, nu mai rău să... Dacă ne-am fi ocupat oricare din noi, cred că termina și mai repede. Da, termina mai repede. Așa, împărțindu-ne în două, am pierdut puțin timp când ne-am schimbat între noi. A trebuit să împărțim cuțitul, să dăm, da. Da. Cred că din nou am fost foarte, foarte generos. Trebuia să vă las la dispoziție doar 3 minute și jumătate, sau chiar 3 minute. Două, dacă îl făceam. 10. Dacă făceam unul singur. 9. 8. Perfect. 7. Așa, frumușel. 6. Poate că, acolo. 5. Și a doua polpă? 4. Când ai făcut așa? 3. 2. Te văd acolo, Roxana. 1. Stop. Gata. Nu mai curățăm nici masa. N-am curățat nici masa. Poate era interesantă proba dacă ne dea 2 minute. Adică să vezi... Când a spus, ai terminat, să vezi fiecare cu cât a rămas nefăcut. Să vezi carni tocată după aia ce era. Da, cred că am fi terminat și în 2 minute lejer. Uh-huh. Lejer. Echipa portocalie este risipitoare. A lăsat multă cărniță pe os. Ca mult piept pe stern, ca multă cărniță. Păcat. Modul de prezentare... Al farfuriei nu a fost foarte rău la acelea echipa portocalie, dar masa nu a fost bine curățată și au terminat ultimii. Vă ați aranjat în farfuria asta mare? Curăță mai bine de os. Da, da. Isabela a fost sclipitoare la această primă probă. A tranșat puiul fără greșeală. Bineînțeles că și Dan Bordea nu a pus mâna, că ei au respectat ce am spus, adică ambii au lucrat. Și prezentare frumoasă, au terminat primii deja, acum orice amănunt contează, pentru că trebuie să fac o departajare cât mai corectă, nu mai închid ochii la cât un amănunt. Ia să vedem. Aici, cărniță ca lumea pe os. Cărniță ca lumea pe os. Echipa albastră a reușit să tranșeze puiul, nu am nimic de comentat. În schimb, sternul mai avea încă piept de pui acolo, încă mai avea destulă carne care trebuia eliminată. Voi începe cu echipa portocalie, v-ați descurcat bine în 4 minute, trebuia să dau urma 3 jumate. Cred că 15 puncte sunt suficiente și e corect. Felicitări! Echipa roșie, v-ați descurcat bine. Ați aranjat frumos puiul, ați terminat primii, ați curățat bine de os.
Carnea curat, aranjate corect, îmi place. 18, nici eu nu am maximum. 18 puncte, foarte bine. Foarte bine. Nu văd cine ar putea să, ce să, nu poate mai bine decât noi, dar ce să-i facă, frate, de 20 de puncte? Da, alea 2 puncte în plus. Voi ați aranjat puiul într-un stil, da? Original, nu? Într-un stil, nu. Ok, foarte frumos. Îți foarte frumos. Da, nu e rău. Nu este rău, putea să fie și mai bine. Pielea de pe pieptul de pui e cam așa și așa. 15 puncte. Ca punctaj, nu mi s-a părut chiar corect, corect. Cei de la roșu, ok, nu e nicio problemă, au luat 18 puncte, dar nu mi se părea corect să fim egali cu... Trebuia cel puțin un... Zic eu, după părerea mea, cel puțin un punct. Eu zic o jumătate de punct în plus, dar jumătate de punct nu există. Da, exact. Cel puțin cum s-a aranjat în farfurie, curățenia pe fund și la ei nu a fost asta... Sau... Eu, dacă vreți, vă arăt și acum, că fundul nostru este, este curat. Și eu l-am șters. Acum o să mâncați. Proba de gust. Preparatul de astăzi, turtițe de somon cu capere și porumb. Am nevoie, în primul rând, să pregătesc fileul de somon. Pot să-l pun în cuptor sau pot să-l pun în tigaie. Aleg varianta a doua, dar fără mult ulei. Vreau să fie gata 3 sferturi, așa, nu de tot. Până atunci, voi face un pic de zgomot, mărunțind acești biscuiți sărați. Biscuiți digestivi. Am să fac treaba asta în două etape, că nu vreau să se aglomereze și să devină pastă. Cam așa ceva doresc să obțin. Tigaia aproape că s-a încins. Asezonez cu sare grunjoasă, piper negru, felile de somon și le așez în tigaie. Când acesta începe să devină albicios pe partea care este jos, cam până la jumate, este momentul să-l întorc pe cealaltă parte. Acum, am aici caperele pe care le adaug. Voi adăuga muștar pentru gust. Sparg oul. Îl bat ușor. Nu foarte tare, nu fac omletă. Pun aici. Adaug biscuiții. Așa, acum întorc frumos fileurile de somon. Așa. Coajă de lime. O răzuiesc frumos. Nu mă apropii de partea albă pentru că e ușor toxică și are un gust rău, un gust amar. Bun. Lămâie. Aceste turtițe de somon care e gata, se servesc cu însoțite de diferite garnituri. Acum am nevoie de jumătate de mâie, storc un pic, adaug frumos aici, bag și un pic de maioneză, somonul îl scot din tigaie, îl fărămițez cu furculițele. Harcea parcea-l fac. Așa, și acum fărămițat. Îl iau și îl pun peste compoziția de aici. Mă pregătesc cu o altă tigaie pe foc, în care voi adăuga un picuț de ulei de floarea soarelui. Voi mai adăuga treptat pentru că am nevoie de 6 turtițe. Pun și un picuț de unt. Iau porumbul. Mărunțesc un picuț porumbul. Nu vreau să fie foarte mărunt. Vreau să se vadă în compoziție, chiar dacă îl vor depista foarte, foarte ușor. Vreau totuși să fie mai mare așa, pentru că se vede frumos în preparatul final. Am aici frunze de ceaiș, pe care, foarte proaspete, pe care le tai rondele fine. Practic așa se toacă ceaiul. Bun. Așa, acum adaug aici, amestec un
O să trebuie să fie legată, oul, maioneza, pesmetul. Bun. Acum voi pune o foaie pergamentată, iar cu ajutorul unui inel voi prepara niște turtițe. Am pus hârtia pentru a scoate turtițele pe ea. Așa? Iar apoi cu ajutorul unei palete pun turtița aici. La fiecare turtiță voi mai adăuga și unt și ulei. Așa. Reduc focul. Acum o întorc pe cealaltă parte. E rumenă. E gata tortița. Minunat. Și decorul simplu. Două fire de chives. Asta e tot. Turte de somon cu capere și porumb. Poftă bună! Veți avea la dispoziție de această dată 5 minute. Da. Bine că iar sunt 10 puncte puse în joc. Tot aceeași poveste. Dați drumul numai. Adică să ghicim ingredient. Da. Așa. Cristian, tai-o, rupe-o și rupe-o. Omor-o. Asta este chives. Chives. Dar cum ne-ai băsit? Așa e. Așa. Cum se numește? Ancive ala? Cum? Așa? Cepșoară. Nu, cepșoara aia. Capre? Alpagic. Ah. Alpagic sau hașme. Nu, alea... Chives. Cum se numește? Cum se scrie? În engleză știu, da. Dar nu sunt chives. E atât de foame că nu am timp să gust, să-mi dau seama. Atunci mâncă. Vrei, vrei ceva ajutător? Nu se poate, o felie de pâine. Da, aș fi vrut și eu. Ceapă? Ha? Cum e și ceapă? Nu e, uite, ceapă verde. Nu e? Ce? Pesmet? Mhm. Somon? Mhm. Eu cred că e roz. Nu e. Mhm. Corect. Ce ziceți? Nu știu, denumirea română. Nu, scriu în latină. Nu? Latina veche. Eu am dat teză la latină la viața mea, să știți. 4 ani de zile, în timpul liceului. Hai să trecem peste că... Da. Deci, umplutura asta, budinca. Ou, sigur, ou. L-ai scris? L-ai scris? Nu. De un întreg sau buș. Dar mai are altceva în afară de ou. Exact. Era, îl simțeam. Vasile, nu-i carne. Ai pus pe zi. Nu-i carne, bade. Ce să fac? Am simțit un pic de slană. O să spun ceva? Vă mai ții. Mai sunt 30 de secunde. Aoleu! Ce e asta? Fricelele astea. Are coajă de lămâie, am găsit-o eu, scrie. Fii atent. Exact asta mi-o întâlnit. 10. Mai zice vă. 9. Sare și piper, am scris, am scris. 8. 7. 6. 5. Nu știu altceva, nu știu ce spune. 4. 3. 2. 1. Stop. Scris. Ce am avut o tartă pe care am mâncat-o? Foarte bună, da. Foarte bună, am mâncat-o, am terminat-o, am nins-o. Ia să vedem noi echipa portocalie. Porumb, sunt de acord. Chives, sunt de acord. Am scris chives și pentru că nu eram foarte sigură că așa se numesc, am scris firele acelea lungi de ceapă subțire. Tocate mărunt. Pesmet. Biscuiții. Nu sunt de acord. E, n-aș fi spus că este ce a fost niciodată. Deci nu m-aș fi gândit la varianta asta, dar uite, am mai învățat ceva. Iar respectivii biscuiți sunt preferații copilor mele, așa că vor fi încântate să gătesc cu ei. Somon, sunt de acord, rămâie, sunt de acord. Sare, piper alb, piper negru. Am folosit piper negru. Unt, corect. Ou, corect. Ferit de pâine, muiat în lapte. Ai o problemă tu. Am o problemă, mai fixat. Lapte, da. Pătrunjel, nu. Portocală, nu, din păcate. Aia am confundat-o cu lămâia. Păi nu prea poți să le confunzi.
Dar în fine. Nu era doar lămâie, era și lime. Era și altceva, exact. Eu m-am dus spre portocală, știam că e altceva. Și textura, și textura ne-a ajutat. Deci, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, șase puncte pentru echipa portocalie. Am avut un gust de capere. Nu l-am trecut. Dar n-a știut să-și susțină, domnule, părerea. Deci, data viitoare, te rog frumos, spune tare cu putere, că dacă eu auzeam capere automat, le puneam. Echipa roșie, echipa roșie, Pesmet nu pot să accept. Tot ne gândeam la Pesmetul ăla, că s-ar putea totuși să nu fie Pesmet. Și bineînțeles că n-a fost Pesmet, dar n-am reușit să ne dăm seama că era un biscuit sărat. Somon da, porumb da, chives da, sare da, piper da, lime da, capere da, ulei accept, da. Coajă de lămâie, că ai scris lime și lămâie, accept, da, ou da, corect. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ori 7, 0, 7, fac 7 puncte. Foarte bine. N-ați scris multe în plus. Foarte bine, foarte bine. Echipa roșie. Ne pare rău de două ingrediente pe care nu ne-am ghicit. Maioneză și muștar. Maioneză nu ne-am fi gândit decât la gust n-am simțit. Dar ne-am gândit la ce lega umplutura și nu ieșea. Bine, acum dacă stau strâmb și judec drept, ulei aveam, ouă aveam, muștar, dacă am fi scris muștar, ziceam, păi cum nenea, ai și maioneză, care e problema, nu? Echipa albastră, aduceți... Să vină, așa, stând la o tacla până ne spune cam ce n-am pus, ce trebuia să punem... O pălincă. Sare și piper, corect, de două ori. Mălai... No, nu-i mămăligă, Doamne iartă. Acum nu-i așa am crezut, astea. Ceaiul, corect, boabe de porumb, corect, lămâie, da... Pește ton. Nu, este somon. Dacă după 23 de ani de după Revoluție, de când somonul a făcut și a făcut apariția și în pescările noastre, încă nu știu care este, e o problemă. Ceapă nu este, smântână de gătit, nu. Ulei de măsline, accept ulei, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 puncte! 4 puncte pentru echipa albastră și nu este rău! E, nu. Cu degustatul cu asta, se pare că nu-i punctul nostru foarte, cu toate că... De la atâta pălincă, papilele noastre gustative s-au tocit. Știți care este regula? Urmează 30 de puncte, iar la proba 4 sunt 40 de puncte. Turtele i-au cam turtit pe albaștri și pe portocalii. Cu 25 de puncte la total, roșii sunt lideri la 4 puncte de Roxana și Vasile și la 6 de Văru Săndel și Cristian. Dragii mei, am ajuns la proba numărul 3. De această dată, fiind în semifinală, am ales să facem ceva mai complicat. Veți avea la dispoziție 60 de minute să pregătiți fazan cu ciuperci de pădure și polenta. Două porții. Start! Cred că poți să faci polenta, tu să faci ciupercile? Sau crezi că... Eu să știu că sunt ok la polenta. Îmi place mult mai mult polenta decât mămăligă. Hai să fim... mai ales că polenta e un fel în sine. Fazanul. Despărțiți fiecare pulpă de pieptul de aripă. Ne-am propus de data trecută, dacă cumva trecem și ajungem aici, la proba asta să citim foarte bine rețeta, să nu cumva să trecem niște etape, pentru că e foarte ușor, cel puțin eu, cum sunt hăbăuc și n-am organizarea în sânge, cu siguranță aveam nevoie de un om organizat ca el. Și am spus, citim bine rețeta, pe pași, până când ajungem să știm cum ar trebui să arate. Și pulpele le tăiem? Turnă trebuie cu peste jumătățile de piept și pulpele de fazan. Nu le mai tăiem, nu cred că... Da, nu, atâta le lăsăm, da. Și aripile? De aici, și aripile le păstrăm separat. Eu n-am mai gătit fazan. Fazan am gătit de multe ori, ăsta e fazan de crescătorie, ușor, un pic mai ușor de gătit. Nici nu cred că am fi reușit în 60 de minute să gătim fazan sălbatic. Mestecați de mai portocalul, ce nu ții și condimente. Da. Apoi turnat se amestecă cu peste jumătățile de piept și pulpe. Pulpele de fazan. Atât. Da. Pulpele și jumătățile de piept. Așa, peste. Da. Așa, și ăsta le băgăm la frigider apoi. Las că mă murdăresc. Așa, hai să văd mai departe atunci. Lapte. Un praf de sare. Ia să punem aici. Un picuț de nucșoară. Și mă pregătesc de mămăligă. Să pun apă?
Nu. Lapte, unt și mălai. Doar lapte. Mălaiul pe care vi l-am oferit fierbe mai puțin timp, nu trebuie să-l țineți foarte mult. Eliminați codițele tuturor ciupercilor. Am să încep cu asta. Dar fii atent că ciupercile trebuie tăiate separat, pentru că trebuie călite fiecare, separat. Da, fiecare în parte. Fiecare da. Cu mama măsii. Sotați ciupercile shiitake în ulei de măsline timp de 3 minute. Și care shiitake? Care sunt pisici? Aștia sunt fripi, cred eu. Ăla, unele tale. Shiitake în ulei de măsline. Fierbe. Fierbe, fierbe. Ați mai băgat apă? Da. Ok, n-am nimic împotrivă. Numai că s-ar putea să vă iasă prea mult. Am pus puțin apă în supă ca să acopere carnea de vânat și să fiarbă bine. Să... să-și ia tot gustul. Eu mai adăugat apă în supă, crezând că va fierbe mai bine. Dar noi nu facem aici ciorbiță și vrem să îmbunătățim aroma acelei supe de pasăre cu carnea de la fazan ca să facem un sos bun. Deci avem nevoie de un sos cât mai redus, deci cât mai puțină zeamă. Ce adaugi acolo? E, mai punem aici. De... așa pui mălai? Să vă surprindem. Dar ce e acolo? E bine? Da, la final vă spunem ce s-a Maramureș, cum să facem așa se, așa se pune un pic ca să nu facă o cocoloașă, să pune un pic de apă peste, peste mălai, ca să nu se facă o cocoloașă la învârtit. Eu n-am auzit de asta. E, vă arăt eu imediat. Așa m-am învățat să fac, să nu se facă cocoloașe. Și atunci iese fără pic de cocoloașe, ea se umezește, se face omogenă și o torne acolo și îți vezi de treabă. Eu am rămas uimit și nu știam ce se întâmplă, că eu nu mai văzusem așa, dar am mers pe mâna lui, pentru că știam că am credere că nu că făcea de capul lui acum. Este ceva nou pentru mine și cred că nu e corect. Deci le pui și pe asta, da? Mm-hmm. Au, a căzut jos, pentru soft, fii atent. Puneți într-o crăticioară vermut împreună cu un sonus terat. Ce e la unde e? Ăsta. A, așa. Codițele ciupercilor și salata tocată. Salută. Așa. Supa de fazan și pui strecurată. Da, am pus-o deja. Ai pus-o o lăsăm să fiarbă, da. Mai dă un pic mai încet să mai fiarbă așa cu bulburuci. Și cum vă spuneam, cred că suntem... sunt înainte, hai! Gura! Uite coaja de lămâie pe care nu știu unde aici trebuie să o pun. Da, o mai lași puțin. Sau pun-o, pun-o. Mamă, dar ai tocat-o super și mișto. Ai uns tu cu alea cu ceva? Bravo! Rumeniți bucățile de fazan, care trebuie și astea să stea la, și la cuptor. Că veni vorba de fazan, l-am scos din frigider. Ia să vedem. Cum te simți tu, măi, fazane? Pe piele, pe piele, pe piele! Nu, nu, îl întoarcem că nu are piele peste tot, n-am ce să-i fac. Pe piele, să trească familia. Uite, ca să-i lase grăsimea. Amestecul de șalotă, gust de ceapă, gust de usturoi, aromă de ceapă, aromă de usturoi. Ciupercuțele, codițele ciupercuțelor amestecate, parfum. Vermutul, care este un vin dulcea cu arome florale și anasonul stelat, dau parfumul sosului. Apoi vin cu supa, aromă de fazan, deci aromă de vânat, iar în final o voi lega cu un picuț de amidon. Când văd copiii mei ce fac eu aici și îl iei mănâncă, nu mai pune cu dulceață, nu-i treabă. Dar las că în momentul în care e misiunea, afară la joacă. Pot să fiu un foarte bun asistent. Eu un bucătar nu cred că mai am când nu, să mai ești bun și cu el. Este un bun coechipier, chiar n-am înțeles. Eu nu știu, nu, dar să fiu așa bucătar șef, nu știu dacă o să pot fi, pentru că nu mai am timp, că-s bătrân și eu bolnav. Ești doar șef. Fazanul în cuptor. Mămăliga, polenta este și acolo. Urmează să o scot. Ciupercile s-au încălzit, pe care le scot imediat împreună cu polenta. Și mai las puțin tel. Fazanul. Așa sau așa? Așa, nu? Da, da, cea mai frumoasă mămăligă. Nu e foarte uscat. Nu ia e, cu polonicul de acolo. Eu iau asta deoparte. Așa, și stropește pe deasupra. Ia-o cum să reie. Mâncă, alear mama pe el, de drag, de drag. Măi, ciupercile. Așa, așa, așa. Ia vezi cum... Pulpițele ce trebuie să-și fac? Pulpițele trebuie să le punem pe alea. Mi se par prea mult. Băi, nu prea e făcut. Nu prea e făcut. Ia, așa. Ba da, la limită. Nu e bine. Hai să încercăm pieptul celălalt. Ia. Ia, dăm și pieptul celălalt. Asta e mai subțire, știi?
Asta e bun. Băga mea și picioarele, n-am făcut asta, n-am tăiat-o. Cum toată lumea știe cât contează pentru Horia impresia artistică și cum nimeni nu vrea să cadă de fazan, toată lumea face super eforturi ca să fie bine. Pulpa, unde o pui? Deasupra mămăligii. Sau cum vrem, așa, să cadă cumva. Așa, știi ce mai trebuie? Spunem roșiile și ciupercile și gata. Roșiile le-aș pune... Arată bine lângă verdele ăla. Pune câte un de ăsta. 10! 9! 8! Hai cu ciupercile. 7! 6! 5! N-am să prinză că frige la mână. 4! 3! 2! 1! Stop, joc. Stop, joc. Stop, top, gătit. Dar n-am mai gătit, acum aranjăm, decorăm. Mai punem piept. Noi am terminat mai repede, ca de obicei. Și la prima, la a doua probă am terminat mult mai repede, și la asta am terminat mai repede. Și se simțea, era, dar nu e bine, de ce am terminat, nu e bine, deci mă simt prost. Mă gândeam că am ratat ceva sau că am trecut, am sărit cu vedere, am trecut cu vedere peste ceva. Noi făcusem lucrurile ritmul care trebuie și într-adevăr, la 10 minute erau pentru cei care... Na, ai văzut, am terminat de montat mult înainte să se termine timpul și ceilalți încă nu montaseră ca lumea, știi? Bun. Acum. Pulpa e grudă. Pe de altă parte, pieptul a fost cel mai fraged. Ei au adăugat un pic de lichid în vasul în care au pus fazanul. A ajutat la fragezire, dar nu la deplina coacere. Sosul. Nu e rău. Ciupercile. Cu dragoste. Au sare. Au gust. Au miros. Nu destul de uscate. Niciuna dintre echipe nu a uscat ciupercile champignon. Alea obișnuite. Alea trebuiau să fie mai uscate, adică să aibă mai puțin lichid în ele. Ținem cont de faptul că toate celelalte trei tipuri de ciuperci, unele congelate hribii, care oricum sunt mai tari, iar celelalte două le-am rehidratat. Deci foarte repede se uscau, de aia nu le-am ținut mult, pe când șampinionul trebuia uscate și să aibă o textură asemănătoare cu celelalte. Iar împreună cu sosul să devină moi și gustoase. Aici sosul cremos, cam mari bucățile. Bun. Bun sosul. N-am mai făcut niciodată sos cu vermut. Pur și simplu am urmat pașii indicați în rețetă. Știam cam ce consistență ar trebui să aibă. Știam că trebuie să amestec în continuu să nu se facă cocoloașe și cam atât. N-am avut o rețetă secretă. Când gătești în fiecare zi, dacă rețeta este bine scrisă, e foarte ușor să o urmezi. Nu e roz. E roșu. E zemos, nu e roșu. Da, se sânge. Deci ăsta de aici e sânge. Era un pic de zeamă roz sub pulpiță care se lăsase din pulpă. În mod normal, ăsta e semnul unui lucru crud. Am tăiat pulpa și prin comparație cu sângele din stânga și din dreapta noastră, noi n-aveam deloc și am și ținut foarte tare ca după probă să mănânc pulpa respectivă. Era ok. Avea oarecare sânge, nu foarte mult, dar nu era corect făcută. Pieptul prezentat frumos, tăiat altfel decât l-am tăiat eu. Eu am vrut să pun mai puține feliuțe decât ei. Nu am nimic împotrivă și destul de gustos pieptul. Nu cel mai fraged. Ați pus mămăliga în alte forme. N-am nimic împotrivă, arată chiar bine. Sosul și al vostru. Bun, da. Puțin cam parfumat. Bun. Pentru că au ținut anasonul până la final. Ideea preparatului era ca sosul să lege gustul cărnii de pasăre cu cel al polentei, al mămăligii și al ciupercilor. Anasonul stărea, dacă le ținut prea mult, acoperă aroma celorlalte ingrediente în cazul sosului. Bun. Bun, cremos. Bun. Pieptul făcut bine. Îmi place. Ciupercile uscate, cum ne-a spus, ce se mai... Nu, astea nu sunt uscate. Am crezut că nu se vede. Da. Pulpișoara ei, pana bufniței. Bun. Sânge. Bine.
sânge? Cel mai în sânge, a fost cel mai puțin gătită. Asta pentru că nu au știut cum să regleze temperatura mașinii de gătit și cum să gătească fazanul pe tigaie înainte de a ajunge în cuptor. De gustibus non disputandum, dar notatum. Să vedem până la Horia ce note își dau concurenții înșiși. Hei, aici e relax. Vasile, te rog, deschide gura. A, da. Nu eu n-am primit mămăligă. Eu am recunoscut mămăligă. Cum nu ai primit mămăligă? Ai primit și tu mămăligă. Mă recunoști tu. Eu sunt am distribuit-o, înțelegi? Am simțit sunt ciuperca, am ajut carnea. Eu aș da un 5. Cu 5-o. Sosul e zemuit, nu? Sosul e zemuit, da. Aha. Adică este pătrunsă de sentimentul apartenenței la o rasă nobilă. Și mai ales al datoriei. E foarte... Da. Stai din știință. Vasile, te rog, deschide gura. Ce ziceți? Nu are sos. Atunci, 5. Mergem pe 3. Cât? Zi-te-o că ai vocea mai cristalină. 3. Cum va să fie al vostru, dragii mei? Bineînțeles. Ok. Înseamnă că nu mi-a plăcut ce am gătit. Ok. Ceva e foarte sărat, cred că mămăliga a fost foarte sărată. Vasile, ham. Ham. Hai. Sosul e cam acrișor. După gustul meu. 5. 4. Sau 3? L-aș merge spre 2, da? Nu. 3. 3. 3. 3? 4. 4? Care ți-a plăcut mai mult? Cea de dinainte. Sau prima? Păi și acum ce facem? Păi nu, prima mi-a plăcut cel mai mult. Nu, e sosul puțin cam acrișor. Asta e singurul defect. Eu acum n-am simțit eu mămăliga, deci a. Da. Nu, lasă-l 4. Lasă-l 4. 4. Ok, ok, la rejos. Dar mie nu mi-a plăcut asta, pe unul. Păi nici mie. Păi ce-a trebuit la 4? Ok, la rejos. Asta e. Asta ați făcut. Ați reușit să vă depistați preparatul. Ați fost jmecheri. Ați știut că e mai moale. Haideți, următorii. A, așa, domnul Bordeanu, ia deschide gura, te rog. Așa, ușor, ușor, ușor. A, așa. Ce ziceți? E bun. E bun. Nu mă omor după cum sunt sotate ciupercile. Nu. Eu zic e bun. Dar gustul, carnea? N-am, e foarte greu să... Iar bucățica de cărniță pe care mi-a dat bănuiesc e piept, adică nu bănuiesc, sunt sigur da, că e numai piept. Din piept, dau tuturor, da, pentru că pulpa e nefăcută la toată lumea. E un pic... E zemos, așa, e ok. Ce părere aveți? Mi-mi place. Gândiți-vă da, și la cei 10.000 de euro, gândiți-vă și la calitatea produsului. Eu sunt la 3 jumate. Bine, atunci dăm 4. Păi eram la 4 jumate. 4. Cum? 4? 4? 4. Ok. O să ne certați dacă 4. Dăm 4, dar suntem cinstiți, am și vorbit înainte. Suntem cinstiți. E bine să fiți cinstiți. Bine, nu cred că ajungi să... La mărirea bugetului, dar nu luați nimica după voi. A la long, cu siguranță. Parte. Da. Gurița? Așa. Îmi place mai mult. Asta? Ne-ai zicut, mă. La aici, la ureche. Păi dacă ne place mai mult decât celorlalți și am dat 4 la... Dăm 5. Păi nu rămâne altceva. Sigur? Da. Da. Bine, cinstit de fapt, ar trebui să dăm notele la final și ca să pot să-mi... Că eu compar acum cu primul gust, dar al treilea nu pot să-l compar. Da, deja am dat 2 note, adică, mă rog, aberez. Dar iertați. Oricum este mai bun decât primul. Da. Ar fi cinstit să dăm 4 jumate. Eu aș fi dat, dacă era după mine, dădeam 4 jumate. Okay. Mi-e greu să mă duc la 5, ar fi trebuit să gust din adunea. Și mie mi-e greu să dau notă maximă, dar... Tocmai asta zic. Ia să vedem domnul Bordeanu acum. Vă rog. Hap, 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 a căzut ceva. A căzut ceva. Da? Nu-i nimic, aduc la loc. Aduc la loc. Poftim. Aici era ce s-a pierdut. Mi-mi place mai mult aroma de la sus aici. Mie mi se pare exact e la un pic mai... Da, e un pic mai intens sosul. Vezi, acum cum fac? Păi ați dat 4, ați dat 5, păi da... Păi am dat
4, am dat 5 și acum ar trebui să dăm tot 5. Uh-huh. E mai bună asta decât celălalt care e a E mai bun decât primul. Da, cu primul da. Ați dat 4. Da, da. Deci e de 5. Mi se pare la fel cu al doilea. Da. Cu decât apropiat. Deci 4, nu? Nu, 5. Ok. Bun. Au. Doapă, e ok, la noi cine suntem, că nu mai știu. Sunt roșii. Deci am luat 5. Ați luat 5. Am dat 4 aici. Nu, 5 aici ați dat. A, 4 acolo. Inițial ne gândisem să dăm puncte mari la toată lumea, după care am zis o să dăm chiar cum o să ni se pară că are gust. Eu nu m-am gândit nici o secundă când am gustat să-mi recunosc preparatul. Eu mă concentram pe gust. Și într-adevăr, al nostru a fost ultimul și l-am notat cu 5. Dacă aș fi fost obiectiv până la capăt, am și zis după aia că dacă aș fi putut să fac o comparație între... Da, aș fi dat mai mult. Din pricina gustului, habar n-aveam că e al nostru. Dragii mei, știți despre ce e vorba, nu trebuie să vă mai amintesc. Te rog, Cristian, deschide gura mare. Și... Așa. Cristiane, mare grijă, Cristiane. Ce spuneți dumneavoastră? Dacă aș mai avea un termen de comparație... Păi termen de comparație este în cerul gurii. Păi da. Și dar nu trebuie să dau un not acum, da? Pe laturi, da, pe acolo sunt papilele gustative, știi? Guști, bă, e bun, nu-i bun. Păi nu v-am zis că la pălincă s-a dus tot. La s-a dus? Am urțit. Așa, hai să vedem. Bă, taticule, dar toate-s bune, mă, aici e problema. Hai, hotărâți-vă. Hai, dar ai zis că nu e a noastră, da? Eu zic că nu e a noastră. Nu e a noastră. Unu. Unu. Unu? A râs cineva, înseamnă că a fost a noastră, a? Unu. Ok. Păi nu așa se face? Așa ne-ați învățat. Simți că nu e a ta, zici unu. Acolo am riscat, era foarte bun. Dar nu era atât de bun. Nu era atât de aromat precum... Dar nu era atât de aromat precum îmi spusese Horia. Era foarte gustos, foarte bun, carnea bine făcută. Deci îți spun, merita 5. Dar eu așa am crezut că e proba, așa am știut, mi-am apărat interesul. Fără lipsă de fair play. I-am dat nota 1, riscând, că am crezut că pot să-mi dau și mie. Ia să văd acum, domnul Cristi, gurița mare, te rog. Așa. Perfect. Ce ziceți? A? Hai de mine. E bun? E la fel. E la fel. Ai, mai bună. O fi de aceeași farfurie. Mai bună asta? E bună. E bună. Păi dacă ați dat unul, acum trebuie să dați doi, nu? Nu. Dacă e mai bună asta. Hai, spune, spune. Eu zic că ăsta e al nostru. Hai, spune. 5. Sunteți siguri? Trebuie să țin cu mine, nu? E cu 4 mai bun. Mi se pare corect să trebuie să țin cu voi. Cu mine, domnule. Mi se pare corect. Al doilea a venit cu un gust mult mai puternic de anason. Tot risc a fost până la urmă, dar dacă a fost mai puternic, era clar că e a meu. Și acum, din ultimul preparat... Aici, dacă... După cum am pregătit eu sosul... Ia să vedem, Cristian. Am. Și după cum ai zis că s-ar putea să fie cam parfumat al nostru, am ghicit acolo. Aici, Cristian, clar, unul și nu mai avem ce discuta, nu te mai gândești, da? Nu mai gândesc. Așteptăm cu nerăbdare să mergem o gură, că mi-e foame. Asta, sigur, nu e a nostru lucru. Nu e a nostru, nu? Ce? Sosul moale? Te rog, Sandel. Domnul Horea, precum am spus. Ia zi. Unu. 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 Cu încredere. Cu încredere. Acolo unde am zis, ăla a fost. Eu l-am făcut. Eu știu că merg okay, aromatică. Ok, ochelarii jos. Amestec aromatică. Da. Ați dat bine? Da. Pe cum? Am dat bine, deci suntem al treilea. Cine? Exact. Sunt nostru. Ăsta că ți-ai treia. Ah, nu știam la ce să mă... Felicitări. Păi am dat bine, ai văzut, este. Felicitări. Ne-au mai dat unii 5, după aia 3. Bine. Hai către casă. Hai să dau și notele. Bineînțeles că pentru mine era important ca eu să eram ultimii, să ne ridicăm și să recuperăm handicapul chiar cu riscul pe care mi l-am asumat. Corect. Ne-am asumat un risc mare, puteam să-mi dau mie nota 1 exact. Și să le dau lor 5 și atunci nu mai... Asta a fost strategia. Echipa albastră a primit 13, echipa roșie 10, echipa portocalie 10. Din punctul meu de vedere, echipa albastră și-a urmărit țelul. Ei vor să câștige, vor să ajungă în finală. Asta este scopul lor în această semifinală. Au descoperit care e preparatul lor, au dat nota maximă și celelalte două echipe au dat 1. Ce pot să zic? Am avut un handicap
voiam să mi-l remontez și să fiu la egalitate cu ei, asta am considerat că e de făcut. Ce au făcut ei face parte din regulile concursului. Dacă vor să facă asta, foarte bine. Eu sunt mulțumit de felul în care am judecat noi lucrurile și de felul în care am ieșit la final. Da, avea dreptul să facă, dar n-a fost deloc fair play. Păi nu, dar nu există, nu e la loc acum. Pentru că eu nu m-am dus să îi scot cuptorul din priză. Acolo era lipsă de fair play. Sau să-i pun o mână de sare în plus, când nu mă vede. Aici era, recunoașteți ăsta și dă-ți notă. La modul de prezentare, echipa portocalie și echipa roșie s-a descurcat binișor. Echipa albastră mai puțin bine. La sos, vreau să scad acum, la sos, echipa roșie s-a descurcat cel mai bine. Echipa albastră aproape la fel de bine. Puțin cam mult a nasolul ținut. Consistență ok. Am scăpat parfumul în el și... Nu, dar nici ceilalți colegi n-au scos mirodenea. Nu l-a scos niciunul dintre ei. A fost mai mare anul. Nu, l-am fiert noi mai mult. Cred. Echipa portocalie, în schimb, l-a făcut prea lichid. Din punctul de vedere al cărnii, carnea, cel mai bine făcută a fost la echipa roșie. Cel mai moale piept a fost de la echipa portocalie. Nu mai am. Și aproape la fel ca și ei... au fost la echipa albastră, totuși cel mai în sânge de la voi. Mămăliga de la voi uscată și de la voi mai uscată, cea mai moale de la echipa portocalie. N-au ținut-o foarte mult în cuptor. Și nici nu era foarte rumenă. Era exact cum trebuie. Și atunci notele mele pentru acesta sunt următoarele. Echipa portocalie. Capătă de la mine... 11 puncte lângă cele 10 pe care le au și au 21 de puncte. Echipa roșie capătă de la mine pentru sosul excepțional și pentru prezentare 2 puncte în plus, are 13 puncte și cu 10 are 23 de puncte. Echipa albastră capătă de la mine pentru calitatea unor produse și pentru lipsurile de la altele, 11 puncte la egalitate cu echipa portocalie și un total de 24 de puncte. Sunt câștigătorii acestei runde. Sincer, competiția este, cel puțin astăzi, e mult mai puternică decât data trecută, decât în preliminarii. Oamenii sunt mult mai pricepuți și mai... mai atașați de bucătărie. Ceea ce e și normal. Ceea ce probabil că e normal la semifinal așa să fie, dar... oamenii chiar se pricep. Suntem pe primul loc și mai este o probă. Mai este o probă. Da. Și sperăm să ne descurcăm la fel de bine și să rămânem pe primul loc. Da, și eu speram să fie o departajare între noi și albaștri, pentru că, sincer, pe bune că era mai bun. Da. Iar noi am fost ușor depuntați pentru sosul lichid, în schimb, sosul avea un gust excepțional și... meritam poate un punct în plus, nu mai mult. Cu toate întâmplările de la proba 3, să spunem că totuși a fost fair play. Tot roșii se păstrează în față cu 48 de puncte, în timp ce albaștrii cu 43 și portocalii cu 42 mai au o singură speranță. Proba 4. Dragii mei, în sfârșit am ajuns la proba numărul 4. Vă rog frumos, deschideți cutiile. Acum! Ingredientele pe masă. Mm, vin roșu? Mie îmi place să fac dulciuri, dar m-am liniștit când am văzut carne și sos de soia. Combinația de carne de vită cu sos de soia, de obicei, o reușesc. Vasile, ce e asta? Vrăbioară de vită. Dacă nu recunoști mușchiul de vită, tu când spui că ești priceput la carne, mă fac să mă îndoiesc că într-adevăr te pricepi. Ce este ăsta, Izabela? Susan. Semințe de susan. Bun. Cristian, ce este asta? Un fel de măcriș. Aoleo! Ok, este varză, un tip de varză chinească care se numește bok choy. Pe Cristi ar fi trebuit să știe dacă vrea să... în finală. Cum? Bok choy. Da, un fel de măcriș. N-am folosit niciodată varza aia, am mai văzut-o prin restaurante, dar de fiecare dată ori era într-o salată, ori era decor. Veți avea 5 minute la dispoziție să găsiți preparatul ideal. Nu vreau steak-uri pe grătar
și nu vreau preparate simple. Două porții și timpul pe care vi-l ofer la dispoziție va fi de doar 30 de minute. Iar acum zic start pentru timpul de gândire, vă rog frumos. Hai să luăm ceva ingrediente, nu? Păi hai să vedem ce vrei să faci. Astea oricum o să trebuie să făcut ceva prăjit, înțelegi? Da. Un oleacă de unt. Ăsta trebuie să fie oricum clar în sânge. Da, dar trebuie puțin prăjit în unt. Pe o parte și pe alta ușurel. Și trebuie să facem niște legume sotate. Tăiate julien frumos. Vreau să iasă ceva spectaculos. Sunt foarte multe culori. Este alb, este mov, roșu, galben, verde, negru. Farfurile trebuie să fie surprinzătoare. Bonconcini di vitello. Păi ce sunt bonconcini? Tăie vine, tăie bucățele, da? Da, bonconcini di vitello cu legumi tricolori. Multicolori. Cu legumi multicolori. Așa, ce mai luăm, ce mai luăm, ce mai luăm? Aș mai lua niște rozmarin. Rozmarinul merge genial cu asta. Cu ăla, da. Genial. Păi da, eu cred că ai luat suficient. Aveam o noțiune în cap despre cum aș vrea să le combin și cam care aș vrea să fie texturile. Că acolo sunt multe texturi diferite. N-am precizat chestia asta, dar așa am gândit-o. Și de-aia mi-era foarte complicat să stau să explic ceva ce nici la mine în cap nu era foarte clar. Tigaie gen grill avem? Nu, aveți doar acele tigăi acolo. Atât. A, pentru legume vrei tu. Da. Și am spus, nu vreau steak-uri. Mi-aș fi dorit un oc care merge la flacără, pe care flacără nu aveam, pe care oc nu-l aveam. Dar pot să recrezi cu tigaia metoda în care se prăjesc lucrurile la loc? Da, ne dorim inițial un grătar să le facem pe grill, dar nu am avut. Andivele vreau să-l fac pe grill. Da, dar cu ce temul ăsta? Mușchi de vită. Ascultă-mă. Cum îl dăm? Cu cuțitul, crezi că se... Da, se dă, deci fii atent. O să-ți explic, se dă printr-un pat de miroane. Stai! Se prăjește 10. Un pic în fiecare parte, dar un pic. Ca să se coaguleze chestia, după aceea te-ai căpostă de subțire. 7. Ce denumire îi dăm? 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Iată ce învățăm la Academia lui Horia. Bun. Să numărăm. Începem cu echipa roșie pentru că este guralivă. Mușchi de vită roșie. Pe pat de mirodeni. Nu, carpaccio, pentru că o să intrăm în... Știu cu cine am de-a face. N-o să-i mușchi spun de vită pe pat. Deci îmi faceți o friptură. Nu vreau friptură. Nu friptură, n-am zis că fac friptură. Cu salată de andive. De vită. Pe pat de mirodeni. Coajă de mirodeni, spuneți-i cum vreți că pat. În crustă acum, de acum dacă ne certăm și la noțiunea de pat. Nu. Eu cu coajă de mirodeni. Na, cum se zice? Cu crustă. Cu crustă de mirodeni. Ah, crustă de vită cu crustă de mirodeni. Da. Crustă de mirodeni și o salată de andive. De andive, da. Ok. Echipa albastră. Într-un sos cu vin. Deci mușchi de vită. Da. În sos de vin. Sos de sau vin. Cu vin. Vin cu legumele trase prin sotate. Am zis să nu ne complicăm prea tare, să facem ceva gustos și arătos. Și era și un joc de culori acolo. Erau multe culori, erau ardei, erau toate astea, țelina, toate ceapa. Ok. Echipa portocalie, ascult. Cred că asta a fost pentru mine proba cea mai dură la sfârșit la creativitate. Să dau denumiri. Pentru că mie îmi place, în general, când intru în bucătărie, să mă uit, să mă gândesc așa, să simt, să văd ce am pe acolo și haț, și mă apuc. Și pe parcurs mai modific ceea ce de altfel am făcut și aici. Să denumesc de la început ce o să iasă. Wow, that's a tough one. Bonconcini. Bonconcini, ce iasă bonconcini? Vitello. Cubulețe de mânzat. Cubulețe de vițel. Cum sună asta, așa? Da. Asta este limba pe care de legume. Bonconcini di vitello con un tocco di legumi. Da, n-a vrut să fie con un tocco care di tocco di legumi, a ajuns curcubeu di legumi. Două porții. Start. Deci nu steak. Deci nu steak. Hm? Nu steak. Păi el ce, la ce zice steak? La o bucată întoarsă și pusă în farfurie? Da, ceva de gem. Ok. Carne, da? Deci, da. Tai direct cubulețe? Cubulețe, da. Mi-am zis cubulețe și acum... Așa e de bine de groasă? Nu, mai... Mai gros? Da. I-aș zi mai groasă, da. Ok, lasă-i prima. E prima. Da. Adică asta doar în două odată, ca să fie, da. Preparatul la care m-am gândit eu
Era un preparat fin, elegant, bun pentru o semifinală. O salată caldă din mușchi de vită și restul de legume. Varză chinezească, andive, ardei gras, hâșii de roșii, în ulei de susan și restul de arome. Bineînțeles, cu susan prăjit, la urmă, arăta senzațional. Sper ca ceea ce îmi propun ei să arate mai bine. Sunt curios de echipa albastră, dacă se vor descurca, pentru că îi văd indeciși. Să nu ne zică că e friptură la tigaie. Nu cred că o să fie friptură. O să punem și o călimulea că țac-țac și după aia adăugăm vin, nu? Am zis că nu vreau steak-uri, îi fac steak-uri. Au trecut doar 4 minute din cele 30 și au început cu mușchiul, nu cu legumele. Mi-e tare frică că mușchiul se va răci și nu va fi propriul consumului. Nu-mi place. La legume o să punem niște oțet balsamic când o să le călim. Ai mai pus așa? Da, am mai făcut, da. Ca să fiu sincer, n-am mai făcut preparatul ăsta, am făcut cu altă carne. Dar cu mușchi, știți și voi cum este, mușchi destul de scump, nu prea îmi permit, chiar nu-mi permit deloc și am făcut cu alte carne. Legumii sotate fac mereu, eu iubesc legumele, îmi plac să mănânc și normal că mai pui de toate. Vrei tu să le dăm prin susan, da, și le tăbălim? Uh-huh. Nu o să fie timp de gătit foarte profund și de-aia le tai mărime cât să bagi în gură odată. Uh-huh. Echipa roșie, pe de altă parte, văd că acoperă mușchiul de vită cu o crustă de ierburi. Dar toată bucata, nu-mi dau seama ce vor să facă. Singurii care sunt mai coerenți, așa sunt cei de la echipa portocalie, care, într-adevăr, taie cu bulețe. Să vedem mai departe. Susan, peste bucata de vită, ai mai făcut așa ceva? Da. De prima oară. Nu. Și da, iese? Da, aveam un wok, recunosc. Acum nu aveți wok. Ai grijă să nu suprească focul. Da. De ce ai tăiat ceapa mărunt? O să o călim și vom face o culoare a curcubeului. Nu cred că avea de gând să facă treaba asta, dar și-a dat seama că a zbârcit-o. Păcat, pentru că era mult mai simplu să fie tăiate și bucății de ceapă în fâșii. De ce ai tăiat-o cu bulețe, te-am întrebat. Nu mi-a răspuns la întrebare niciodată. Știi când te-ai fracturat tu? Când a început să ia la întrebări Horia. Aia am și spus lui Horia, de altfel, pe Ardelean îl pui la muncă, îl pui să muncească. Așa. Nu îl pui să vorbească. Și nu, bărbații nu sunt multitasking, domnul Horia. Nu sunt. Păi mă întrebați pe mine că puteam să mai fac și să și vorbesc la telefon, să și vorbesc în același timp. Nu poți. Deci dacă pe un bărbat, când face ceva, îl întreb altceva, la revedere, pa! Andivele le faci în tigaie? Pur și simplu. Asta îmi place. Asta nu este rău. Mai extrage din amăreală. De ce faci treaba asta așa? De ce nu pentru pui ulei sau făcut... unt? Nu vreau sotate. Vreau să dau senzația de grătar, de negătit cu ulei, unt, grăsime. Andivele au un gust destul de puternic și puțină lume le acceptă cu amăreala, amăreala aia și așa mai departe. Și de-aia trebuie să le potolești un pic, să le mai calmezi un pic. Și în felul ăsta, pe foc direct, fără ulei, iară ulei, iară prăjeală, iară chestii nesănătoase. Și acolo e foarte aproape de gustul natural al legumei respective. E gata? Nu știu. Carnea am avut eu grijă de ea, eu i-am pus ulei, untul, eu am avut grijă să fie fragedă, să... Deci m-am, chiar a fost... Da, a fost foarte bun. O ieșit, carne educată, ieșit, dar avut grijă de pot să, pot să-i fiu asistent bun, să știți. Și cât trebuie să se rumenească... Bine că ați venit. Semințele de susan. Exact atât. La fix ați venit. Când vine Horia să stă lângă tine, parcă simți că nimic nu e bine ce faci. Îți pune întrebările la capcana și el, vinul ăla-i roșu și te blochezi, știi? Ce? Nu trebuia să fie roșu? Nu-i roșu, nu-i roșu. În ce ai pregătit legumele alea? Le-am sotat în puțin unt, cu puțin sos de soia, nu untă, ulei de măslin. Sare, piper și... o leacă de oțet balsamic. Și ăsta l-ai folosit? Ăla nu. Ăsta l-ai folosit? Ăla nu, dar nu știu exact ce e ăla și nu pot să risc. Da, multe ingrediente rămase. Nu știu ce să facă cu uleiul de susan. Știu ce să facă cu susanul, dar cu uleiul nu știu ce să facă. Uleiul parfuma legumele și semințe de susan de la urmă
dădea o valoare și mai mare și erau taciul final peste un preparat care trebuia să fie, într-adevăr, foarte puțin făcut și frumos. Deci carne de vită întâi se marinează să se parfumeze, un pic tigaie, legumele încă un pic asamblate într-o tigaie, tot era un parfum și o nebunie. Iar oțetul dădea acea tentatrișoară. Ia, dă-ți la un pic. Varza bok choy în niciun caz nu trebuie pusă pur și simplu în tigaie, frunză cu frunză. Asta este un preparat care trebuie să fie moale, nu? Trebuie să fie preparat atât de mult. Ușor, într-un pic de ulei de susan împreună cu celelalte legume, era foarte ușor să o pregătească. Dan Bordeanu greșește aici. N-am gătit niciodată varză din asta. Am gustat din ea. Și am zis, hai să le deshidratez un pic. Și le-am pus direct pe tigaie așa și au ieșit ca niște pergamente. Erau foarte fine și, da, mă iertați, subțiri. Și din cauza asta gustul intră altfel. Ce este acolo, Dan? Sosul pentru salată. Pentru salată? Da, rozmarin, oțet, ulei. Rozmarinul vine foarte bine cu gustul de andive. Asta vreau să spun, că am potolit-o și după aia trebuia să-i dau o altă palmă, să o ridic un pic. Și atunci a venit sosul cu rozmarin. Și cu lămâie? Și lămâie. Coajă și zeamă de lămâie puțină? Coajă de lămâie puțină și zeamă de lămâie. Și semințe de susan? Da. Tot și cam asta a fost. Carnea, ați pus-o din nou în tigaie? Nu, n-am pus-o. Ok. Era cât trece să o punem. Corect. E moale și fragedă, nu? E extraordinar. 9 minute. Roxana, crezi că mai ai timp în 9 minute să mai faci ceva de acolo? Da. În 9 minute? Da. Bine. 2 minute i-a făcut ce să se gătească. Ok. Încep să pun carne. Preparatul este gata, Vasile? Da, să-l odihnă. E gata, nu? Încă nu e gata. E gata gătit. Acum trebuie... Trebuie să plouă întâi curcubeiat. Ca să apară curcubeul, nu? Acum trebuie curcubeiat. Dă-i. Trebuie să am ceva cu care să tai ăsta. Ăsta. Așa rotund? Da. Hai. Lasă la mine. Lasă la mine. Ia-i marginele. Ia-i margine, uite așa. Da. Vezi? Mai sunt 4 minute. Storci? Da. Sutica? Ia. Lasă, lasă să... Oprește. Uaa! Sau vrei pe foc acesta? Nu, nu, nu. Ia-și tu, torna, ia-și tu, torna, ia-și frate. Tu! Întoarce-o, că asta era ideea. Te miști prea repede pentru mine. Stai! Ștergele, ștergele, că n-am cum. Scuză-mă, te rog. Na, stai liniștită. Am fost... Nu te grăbi, nu te agita, că avem timp. Cald. Ia zi, ce mai vrei? Și aici sosul ăsta sau îl lăsăm așa? Ah, piperul ăsta de aici. Știi că e destul de picant, să nu mai pui piper. Asta e și ideea. Mai. Să trăiți? A la votră. A la votră. 52 de grade. Și am pus și pe carne un pic. Da. Am pus un pic de vin. Da. M-am mâncat gura, să zic că puteți să folosiți și făina, nu? 10. A fost universul care a ajutat. 9, universul. 8, 7. Ce-mi place. Hai să luăm. 6, 5. 4, 3, 2, Cristiane, emoții. 1, Izabela, ești toată roșie. Vasile, 0, oprește-te. Gata. Nu mai gătim. Ok, aranjați-vă în față, vă rog frumos. Felicitări. Sper să fie comestibil. Sper să fie comestibil. Eu trebuie să gust cu siguranță după această probă și după notare, după tablă, după jocul respectiv. Vom ști care sunt primii doi finaliști din Academia lui Horia, sezonul numărul 3. Mușchi de vită în sos de vin. Foarte corect, cu sute de legume. Sosul de vin nu-l văd. În schimb, văd un preparat care e colorat. E vesel, este destul de aproape de ce vroiam eu. E destul de aproape de ce îmi doream eu.
Nu simt gustul de soia, nu simt gustul de susan și nu simt gustul acrișor. E comestibil, nu e rău la gust. Ați folosit vin. Eu am zis foarte clar să folosiți ingredientele astea, că sunt importante. Carnea e făcută poate puțin cam mult, nu e rău, legumele suficient, dar nu în uleiul ăla, ci în uleiul de susan. În ansamblu, nu e rău. În mijlocul cărnii era un roz frumos, deci da, e posibil gândesc. Că n-a văzut rozul din cauza că noi am pus și sosul de vin deasupra. Și poate i-a luat din culoare, zic și eu acum, nu știu exact. Dar eu cred că la gust și foarte fragedă, deci s-a tăiat la cuțit super, ți era și milă să tai. Frumos prezentat, veselă, salata, trebuie să gust din ea. Excepțional sosul. Foarte bun. Salata pregătită de cei de la echipa roșie a fost foarte, foarte, foarte gustoasă datorită sosului. Avem o problemă la carne. Carnea asta o se poate mânca doar în condiția în care este foarte rece. Trebuie ținută în frigider. Știu. La minus 1, 2 grade. Carnea era proaspătă, nu cred că se pune problema să nu se poată mânca. El a spus din nu, punct spus de vedere... Nu, se poate mânca, dar în mod normal ar fi trebuit să stea la rece. Dacă mă întreb sincer, eu nu înțeleg de ce a zis-o, pentru că este o regulă care ține de alimentația publică, n-are nicio legătură cu ce se întâmplă, cu concurs, e un concurs în care gătești acolo, clar, totul e proaspăt, nu se pune problema. Bună idee cu lipia, numai că nu cred că e ceea ce trebuie. Să rupeți, că e crocantă. Vasile. Vasile, dragă. Academia lui Vasile, nu? Trebuie să dau și o lecție. E comestibilă. Bravo, Roxana. E gustos. Nu e rău. Numai că puțin picant. Ați folosit și ulei de susan și sosul de soia. Și la sfârșit am dat și un tabasco. Da. E cam iute, e adevărat. Nu e rău. Oh, băi, deci m-am luat transferat. Ne întâlnim la note. Eu sunt foarte mulțumit că am învățat niște lucruri frumoase, m-am întâlnit cu oameni noi și mi-am făcut un prieten. Față de data trecută, eu zic că am mers mult mai bine data asta. Până la finală, mai este doar un pas. Mic pentru Horia, mare pentru bucătărie. Să-l facem! A fost, într-adevăr, o probă 4 de semifinală. Echipa albastră... Da, noi. Pentru că sunt 40 de puncte puse în joc, pentru că preparatul era gustos, dar pentru că ați făcut greșeala mare să nu utilizați ingredientele, ceea ce vi le-am recomandat, vă dau totuși 28 de puncte. Este foarte bine și vă felicit. 28 de puncte pentru echipa albastră și un total de 70 și 1. Bun. Echipa roșie a avut preparatul cel mai bine prezentat. Mi-a plăcut ideea să înveliți salata în frunze de andive. Mi-a plăcut foarte, foarte mult aroma sosului. Foarte bună. Mi-a plăcut ideea de a găti mușchiul în felul ăsta. Trebuia să-mi spuneți, domnul Horia sau Horia, vreau să se ducă la congelator. Din totalul de 40, nu v-am dat mai mult, chiar dacă mi-a plăcut, decât 30 de puncte și aveți un total de 78 de puncte. Nu le-am dat punctaj foarte mare pentru că nu mi-au cerut să bag carnea în congelator. Carnea trebuia, după ce a fost rumenită, să meargă, să fie foarte rece, să fie tăiată felii foarte subțiri. Ați făcut un preparat foarte gustos voi la echipa Portocalie. Foarte gustos. Este gătit cum îmi doream. Este gătit în ulei de susan, nu foarte mult. Legumele sunt gătite corect, să simte gustul lor. Ați utilizat și susanul, ați utilizat absolut tot ce trebuie. Ba chiar ceva ce îmi place mie, dar mie personal, ați adăugat tabasco la urmă. Ați fost șmecher și în principal Roxana Iliescu, făcând ceva în plus față de ceilalți. Lipia focaccia. N-a fost făcută focaccia, nu e nici focaccia, nici lipie, e o bucățică de scândură, dar chelcășos. Corectă, care se poate mânca. Deci corectă și dacă nu o făceați, farfuria arăta ca un bocanc de militar ieșit la pensie, lăsat de mult acolo. Așa a arătat frumos. 35 de puncte.
pentru el. Felicitări! Bravo. Dar, asta nu vă duce în finală și duce pe șmecherii de la echipa roșie. Bravo vouă! Bravo vouă! Nu pot să mă bucur că am câștigat. Înseamnă că intru în finală. Înseamnă că voi concura împotriva Izabelei. Și mie mi-e teamă, dar îmi pare rău. Nu pot să fac asta. Ai câștigat. Din punctul meu de vedere, ai câștigat acest concurs. Ai câștigat și 30.000 de euro. Te felicit. Ești minunată. Și nu. Nu, dar n-aș fi ajuns fără tine. Pe bune acum, pe cuvânt, fără nicio chestie. Sunt bucuros pentru ei. Amândoi merită să ajungă în finală. Și sper să se descurce. Sper să se descurce și îmi doresc foarte mult ca Izabel să înflorească, să nu mai fie sub, știu, frunza sau sub petala ocrotitoare a lui Dan Bordean. Mi-a plăcut semifinala asta, mie personal, și vă felicit și vă mulțumesc și vă aplaud pentru că meritați. Băgăm și o horă acum, da. La Horia. Da, a fost frumos, mie mi-a plăcut. Recunosc că m-a flatat foarte mult, că ne-a dat și nouă cel mai mare punctaj de la această probă și că ne-a ne zis că... Ne flatează și faptul că am fost doar la un punct de ei. Exact. Ne bucurăm că ei sunt foarte buni și ne bucurăm că noi am fost foarte aproape de ei. Și că ne-a zis că de două sezoane a fost cel mai mare punctaj de la proba asta. De la semifinală. Da. Hai! Academia Horia! Să română, mulțumesc! Și aveți grijă să nu uitați de uleiul de Susan. Horinca. Uleiul de Susan și horinca de prună. La revedere!